deși spun în fiecare an că nu mai fac. Salutare, sunt Cristi și te invit la încă un clip de pe canalul României Electrică. Da, plec în Tasos. Cred că e un pic cam vânt pentru ce vreau să fac. Sper să se audă un pic mai bine acum. Ok, să-i dăm bătaie. După cum vedeți, după cum v-am spus, de fapt, plec din nou în Tasos cu același frigider alb. Să vedem și acum în imagine. Același frigider alb și inițial m-am gândit că anul ăsta nu o să mai fac un clip pentru că nu are rost, că practic va fi la fel ca anul trecut. Doar că între timp s-au schimbat două lucruri, destul de importante, spun eu, comparativ cu călătoria de anul trecut. 1. Anul ăsta mașina are alte roți, evident cu același tip de anvelopele mele preferate Michelin Cross Climate, doar că de data asta pe 20, și au băgat prietenii noștri greci Ministerul Transporturilor din Grecia o ordonanță, o lege, nu știu exact cum îi spune, cum că din 2024 toate mașinile electrice care călătoresc cu feribotul, deci și în cazul meu pentru Tasos, dar și pentru voi dacă vă duceți, habar n-am, în Kefalonia, Corfu, nu știu ce alte insule mai sunt cu feribotul, dar bănuiesc că mai sunt destul de multe insule unde este necesar să luați feribotul. Ok, deci pentru mașina electrică atunci când se îmbarcă pe feribot, trebuie să respectăm două condiții. Una se referă la nivelul de încărcare al bateriei, un nivel de încărcare dubios, cred că a fost un număr ales random, habar n-am cum au ajuns ei că la ideea că trebuie să fie maxim 40%. Nu văd nicio logică, pentru că eu personal nu văd nicio logică și nici ei n-au dat nicio explicație când vine vorba de acest nivel de încărcare al bateriei mașinii electrice. Și al doilea aspect, care mi se pare destul de greu, dificil de controlat, nu știu cum să zic, se referă la temperatura bateriei. De unde și până unde știu ei ce temperatură are bateria, mai ales că 99% dintre mașini nu afișează temperatura bateriei, adică eu știu doar una și aia e foarte scumpă, Porsche Taycan, doar la Taycan am văzut temperatura bateriei. Și chiar și așa, de unde știu ei că temperatura care e afișată de mașină în momentul ăla e una safe? De unde știu ei, cu habar n-am, ce este safe sau ce poate fi safe pentru Tesla? Cu siguranță nu știu dacă e atât de safe pentru Dacia Spring. Nu știu cum, și în primul rând nu știu cum vor verifica. Dar în fine, voi afla chestia asta la noapte când voi pleca. Ca să pot compara, că până la urmă interesează și pe mine să văd, sunt curios de fapt, care e diferența între roțile pe 19 și astea pe care le am acum pe 20. Voi pleca și de această dată încărcat 100%. Cu energie, e cam înnorat acum, dar cu energie de la soare, pentru că are timp să se încarce până diseară când plecăm. Și voi încărca în același loc ca anul trecut, deși aș putea să încarc oriunde, pentru că Bulgaria, după cum știți, este o țară extrem de prietenoasă cu cele două rețele de încărcătoare pe care le au ei, și anume Fines, care are foarte multe încărcătoare și toate încărcătoarele lor sunt încărcătoare rapide, și ceilalți, L-Drive, pe care bănuiesc că îi cunoașteți în România, unde au o prezență extrem de puternică, aș putea spune că de curând, dacă continuă cu expansiunea asta, vor deveni cea mai mare rețea de încărcătoare din România. Cred că au toate șansele. Deci la oricare dintre cele două rețele aș putea să încarc, pentru că au foarte, foarte multe încărcătoare și e foarte ușor să traversez Bulgaria, adică traversez fără nicio grijă, cum am spus, încărcătoare multe. Ambele rețele au autocharge, eu am activat, cred că doar pentru Fines la mașina asta, autocharge-ul, trebuie să văd cum fac să-l activez și pentru L-Drive. Deci totul e super simplu când vine vorba de traversarea Bulgariei
Și Grecia a început să crească, din punctul de vedere, mult mai lent, dar se mișcă și acolo ceva. Ce sper să fie diferit când vine vorba de încărcătoare față de anul trecut, sper ca anul ăsta, pentru că, după cum știți, Tesla a avut multe update-uri de soft în ultima perioadă, între care unul care mă interesează pe mine foarte tare, și anume acela care face referire la încărcătoarele third party. Pentru aceste încărcătoare pe care mașina le cunoaște, softul, navigația, whatever, sunt cunoscute încărcătoarele astea pentru mașină, face precondiționare. Și mi-aș dori tare mult să facă precondiționare ca să văd exact cât de bine se poate încărca mașina la un încărcător de parcă 250, era cel din Haskova. Și ca să nu fie chiar la fel ca anul trecut, hai să mai zicem ceva în introducerea asta, ce să mai spunem. Deci, după cum spuneam, mașina e un Model Y, aproape că anul trecut, un Model Y Long Range Dual Motors, că de anul ăsta există și Long Range doar cu tracțiune spate, echipată cu roți pe 20. Pentru roțile astea, ca și sfat, înainte de a pleca la călătorie, verificați presiunea și aduceți-o la un nivel confortabil pentru voi. Eu cu siguranță nu voi respecta ce îmi spune Tesla, probabil că cred că la 2.7 destul de ok pentru călătoria asta. Ce mai puteți să mai faceți ca și sfat? Planificați-vă un pic călătoria dacă nu cunoașteți traseul. Pentru mine nu e cazul că am fost de atâtea ori în Tasos. Apropo, niciodată n-am fost în Tasos în sezon. Habar n-am cum arată insula asta în sezon. Pentru a vă planifica călătoria puteți să folosiți A Better Road Planner. Ce mai puteți să mai faceți? Pentru că e vorba de Bulgaria și nu cred că vreți să fiți surprinși de bulgari, puteți să vă cumpărați vinietă online, așa cum voi face și eu după ce închid clipul ăsta, de pe bg-toll.bg parcă, și cam atâta. Na, sunt, de-abia aștept să plec și sunt foarte, foarte curios să văd, dacă mașina va precondiționa pentru Haskova, și cel mai important lucru, să vedem cum se verifică cele menționate anterior, și anume nivelul de încărcare al bateriei, bine, asta e ușor de verificat, și temperatura atunci când urcăm pe feribot. Și cine verifică treaba asta? Mai târziu, de fapt 3 ore și 50 de minute, ceva de genul ăsta, și vreo 370 de kilometri. Am ajuns tot la un Fines. Am ajuns precondiționat, după cum se poate vedea, pentru că încarc foarte, foarte bine. Asta pentru că cu ultimul update, penultimul, habar n-am, update primit de mașina asta, de Frigider. Acum mașina se precondiționează pentru anumite stații pe care mașina le cunoaștea. E o stație de, față de anul trecut, e o stație de 100, nu de 100, de 300. O stație foarte bună, deci am greșit puțin. Una s-a precondiționat și doi, am ajuns la una de, la o stație de 300. Tot în Haskovo. Tot în parcă un centru comercial, Technomarket, scrie acolo. Merge zoom, merge, Technomarket scrie. Asta e. Doar că drumul a fost ceva mai anevoios. Și asta pentru că, nu pentru că am avut roțile astea pe 20, și pentru că, după cum se poate vedea și acum, încă plouă și a plouat foarte, foarte tare pe drum, foarte, foarte tare, și cred că mai mult de, nu știu, 30% în drum a fost cu ploaie, lucru care a fost destul de adevărat. O să încarc acum, nu știu, cred că până la 80%, 191, super tare, sau mai puțin de 80%, astfel încât să ajung pe feribot cu 40. Voi vedea dacă cineva cumva verifică acest state of charge impus de
de greci, state of charge, care din punctul meu de vedere, am mai spus și în introducere, mi se pare o porcărie, mai ales că 40% pentru mine astăzi poate însemna aproape 100% pentru Dacia Spring, dacă mă duc cu Dacia Spring. Că menține viteza asta super bună de încărcare, asta înseamnă că o să stau aici destul de puțin. Preving un update de la fel. Sper să nu fie prea vânt. N-am mai venit cu update de pe feribot pentru că deși fac drumul ăsta de 12 ani, da, asta e al 12-lea an, după cum spuneam, niciodată în sezon, întotdeauna în extra sezon, e prima oară când îl prind atât de liber, trebuie să recunosc că drumul a fost foarte liber, dar este prima oară când prind așa multă ploaie. A plouat peste tot, inclusiv aici când am ajuns pe insulă, de fapt nu când am ajuns pe insulă, ci imediat ce am ajuns la cazare a început ploaia ca să mă aude, cât să mă aude când duceam bagajele în cameră. Da, sunt în echipament de alergare pentru că am stat peste 8 ore și un pic în fund și mă cam doare partea dorsală și am zis să ies rapid la o alergare ușoară ca să pot să fac încheierea asta. Deci, fără date foarte exacte, că nu le mai țin minte prea bine, au fost aproximativ 8 ore și 30 ceva de minute, oricum o să pun undeva pe ecran. Am plecat în jur de 8:30 de acasă, pe la 9 și un pic, 9:30 treceam în Bulgaria. Bulgaria am făcut-o destul de repede. A fost o mică porțiune cu un drum mai prost, dar am trecut peste treaba aia destul de rapid. Am ajuns la Haskovo, unde am încărcat la o stație de 300 de kW. Stație pentru care mașina a început precondiționarea, dar destul de târziu, cred că cu aproximativ 15 minute. Și nu sunt foarte mulțumit de curba de încărcare, adică pentru o stație de 300 am avut un maxim de 200, dacă nu mă înșel, și o medie undeva la 77 de kW, deci cam slăbut, aș putea spune. Am ajuns acolo cu 9%. N-am început încărcarea imediat cum am ajuns, pentru că a fost un mic incident în mașină și a trebuit să rezolvăm incidentul. Cred că am început pe la și 10 și am încărcat vreo 40 de minute, timp în care am și țas un pui de somn, vreo 15 minute așa. Ok, am plecat de la Haskovo cu 87% state of charge. De aici am mers totul strună, inclusiv la Macaza, nu era nicio mașină, i-am trezit pe oameni de somn. Aia a fost, am trecut în 2 minute de Macaza și am ajuns la feribot la 4:23. Deci am prins, de data asta versus anul trecut, am prins primul feribot. Dacă nu mă înșel, cred că anul trecut am ajuns la 5:23 și l-am prins pe al doilea. So, am ajuns la 4:23. Mi-am mai întins scaunul un pic și evident că am mai prins și aici vreo 10 minute de somn înainte de a se deschide casele pentru bilet ferii. La bilet ferii am luat biletul, 35 de euro, m-am urcat pe feripot și am ajuns la destinație. Am ajuns la hotel la 6:20. Asta după ce am parcurs în total 624 de kilometri, da, citesc de pe ceas, mi-am scris pe ceas, 624 de kilometri și am ajuns aici cu 17% state of charge, după ce plecasem de la Haskovo cu 87, iar între Haskovo și hotel sunt 256 de kilometri, deci am plecat cu 87 de la Haskovo, am ajuns la hotel cu 17 și au fost în total 256 de kilometri între Haskovo. Asta ca să vă faceți o idee, deci puteți să faceți drumul ăsta inclusiv cu standard range fără nicio problemă sau cu o baterie mai mică de față de cea pe care o am eu pe mașina mea long range. Nevertheless, cred că și cu o baterie mai mică ca cea de pe standard range,
Dacă mergeți mai încet, ca să zic așa, eu am mers cu 140 pe autostradă, alu poliția internetului era plus 10, deci ok. Și în general cam cu plus 10 peste tot pe unde drumul mi-a permis lucrul ăsta. Așadar, de acasă au fost 624 de kilometri și kilometrii ăștia am parcurs cu un consum de 18 kWh de kilometri. Nu mai știu exact cum a fost anul trecut, poate o să caut când o să editez clipul ăsta ca să pun pe ecran, dar oricum nu pentru asta sunteți aici, sau cea mai importantă informație este cea legată de ferie. Hai! Hello. Thank you! Ok! După cum ați văzut, când am urcat pe ferii, nu m-a întrebat nimeni nimic. M-am dus, ei erau preocupați să mă așez acolo unde mi-e locul și atât. Am coborât din mașină ca să întreb pe băieți care-i treaba cu mașinile electrice. Cine verifică, cum verifică, dacă verifică. Apropo, și când am cumpărat biletul pentru feribot, m-a întrebat marca mașinii și am spus Tesla, n-a avut niciun stres, doamna, de acolo. Ok, revenind la băieți, deci am coborât, am întrebat doi băieți de acolo care treaba cu mașinile electrice și cu legea asta nouă. Și mi-au spus că da, știu despre lege, dar ei nu sunt acolo să o aplice, nu sunt plătiți acolo să verifice dacă mașinile au 40% state of charge sau ce temperatură are bateria, plus că nu știu cum să facă treaba asta, cum să verifice lucrul ăsta, temperatura bateriei. State of charge se poate verifica când te uiți la bordul mașinii, dar cum să verifice temperatura bateriei, habar n-au. Și nici nu interesează pentru că nu sunt plătiți pentru treaba asta. Asta e informația pe care am primit-o eu, așa am călătorit eu. Acum luați informația asta cu un drop de sare, pentru că nu se știe ce se întâmplă în viitor. Dar pot să vă spun că pentru mine a fost tot în regulă și se pare că este o lege, cum să dau și legile prin România. S-a dat o lege, să fie dată, nu știu dacă va fi vreodată aplicată, pentru că se pare că nu există norme de aplicare. Adică oamenii care sunt angajați la companiile astea care fac transport cu feribot nu au norme și nu au oameni, sau nu își plătesc oamenii ca să facă și acest lucru. Gata, mă duc, mă întorc în alergare către hotel și sper să fi găsit clipul ăsta destul de interesant, mai ales informația asta legată de feribot. Până data viitoare nu pot să-ți urez altceva decât să te abonezi la canalul România Electrică în cazul în care nu ești abonat și să stai încărcat. Salutare!